Vreau să tratez -o un subiect foarte, foarte, foarte profund. sfințenia, despre sfințenie vreau să vorbesc astăzi. Na, asta e bună, frate Daniel, și chiar mă gândeam, m-am pregătit și am, am atâta material, mă gândeam să, să scriu și o carte în legătură cu Sfințenia, dar încă nu m-am hotărât 100%, dar, dar atât de mult material este și în dimineața aceasta vreau să, vreau să mai mult să învăț decât să predic. Îmi place să predic, îmi place să mă mișc, asta este viața mea, dar, dar vreau să învăț în dimineața aceasta, să ne învățăm unii pe alții cum să fim sfinți. Pentru că Biblia vorbește foarte clar de aceasta și vreau să deschidem Biblia noastre la 1 Petru, capitolul 1, versetul 14 până la 16. Așa, și aici cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește așa, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți de poftele pe care le aveați odinioară când erați în neștiință. Wow. Ci după cum cel ce va a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată Purtarea voastră. Și versetul 16, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Amen. E bună întrebare. Întrebarea mea și uh, cred că realizezi că Dumnezeul tău, Dumnezeul căruia îi slujești, este un Dumnezeu sfânt. Amen. Și dacă spui, da, vreau să știi ce urmează. Că dacă El este sfânt atunci și copiii Lui, tu și eu, suntem sfinți. Amin? Mm. Aici e o întrebare și un răspuns care, dacă e afirmativ, că Dumnezeu ne-a spus să fim sfinți, atunci, mai mult decât atât, Dumnezeu vrea ca să realizeze din poporul Lui și îl vedem în 1 în Petru, pe, Petru 2 cu 9, el a creat și aici voi, și aici spune cuvântul, voi însă sunteți o seminție aleasă. Ești ales de Domnul, o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestească puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric, la lumina sa minunată. Stăm puțin aici la versetul acesta. El te-a ales să fie o seminție aleasă. Nu, nu te-a ales tu. Dumnezeu te-a ales pe tine să fii o seminție aleasă. Să fii un popor sfânt. Un popor sfânt. O preoție împărătească. Nu e vorba aici doar de săracii de noi. Că suntem niște, niște oameni slabi în credință. Suntem o preoție aleasă și o preoție împărătească, un neam sfânt, pus deoparte pentru Dumnezeu. Nu ești pus deoparte pentru tine, pentru interesele tale. Nu ești pus deoparte pentru Dumnezeu. Amin? Wow, mare lucru. Ești pus deoparte pentru Dumnezeu. Și dacă ești pus deoparte pentru Dumnezeu, atunci, atunci înseamnă că ești poporul lui Dumnezeu. Zi împreună cu mine, sunt poporul lui Dumnezeu. Ești poporul lui Dumnezeu, Na, dacă încep, încep, să diseci lucrurile acestea, încep să le, le, înțelegi lucrurile acestea, așa, ca să vestiți puterile minunate a celui ce va a chemat puterile minunate care le-a experimentat până acum, puterile minunate de care a avut parte, mântuirea, eliberarea, câți dintre voi ați fost eliberat de vicii, aleluia, slăvit să fie Domnul, câți dintre voi ați fost eliberați și ați fost vindecați, mânuțile sus, să să fie Domnul, El va a vindecat, El ne-a eliberat, nu am fost vindecați noi, de la noi, ci El ne-a vindecat. Oh, aleluia, slăvit să fie Domnul. Ia, <laughs> Noi trebuie să vestim aceste puteri minunate. Trebuie să vestim aceste puteri minunate pe care le avem creștinismul. Auziți bine, o spun frumos să nu drăgăresc pe nimeni. Nu este o religie. Au făcut oamenii din ea o religie. Creștinismul este o relație cu Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu. Trebuie să aibă relație strânsă cu Dumnezeu. Nu numai Duminica, ci strânsă cu Dumnezeu și... O, Doamne, ajute-ne la aceasta. Amin, amin, amin. Să vestim minunata, minunata Evanghelia lui Hristos, care ne-a eliberat din întuneric și suntem în lumină. Poporul lui Dumnezeu este în lumină. Nu este un popor doar religios care vine duminica să se închină înaintea Domnului. Noi, în fiecare zi, ne închinem înaintea Domnului. În fiecare zi îl cinstim, îl onorăm pe Domnul. Amin. Ah. Dar ca să fii sfânt, iubiților, ca să ajungi la, aceast, la acest nivel, a fi sfânt, a, trebuie să înțelegi sfincirea pe care o face Dumnezeu și o faci și tu. Și tu ești la dispoziția lui Dumnezeu. De aceea, când Cristi spunea că, da, Dumnezeu este un sfânt și locul acesta este sfânt, da, e adevărat. Dar tu, ca să poți să te bucuri de harul lui Dumnezeu, să poți să te răsp primești răspuns la rugăciunea ta, să poți să primești răspuns la ceea ce Dumnezeu vrea să-ți dea, tu trebuie să te sfințești. Amin. amin. Na, asta e în Noul Testament greu de înțeles pentru mulți. Sfințirea aceasta, în Vechiul Testament, trebuia să aduci. Un dar, o jerfă necurmată la altar. Să plătești un preț. În Noul Testament, depinde de fiecare dintre noi dacă suntem gata să plătim prețul. Și acest preț este... Sfințirea asta înseamnă, și vreau să vă, să vă spun clar ce înseamnă Sfințirea. Sfințirea înseamnă separarea de căile... Păcătoase ale lumii, de că ele păcătoase ale lumii și punerea deoparte pentru Dumnezeu, pentru a fi consacrat, pentru slujire, pentru a fi consacrat, pentru a împlini planul lui Dumnezeu, pentru a trăi pentru El. Și Apostolul Pavel spune foarte clar, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută. Aceasta va fi din partea voastră, ce? O slujbă duhovnicească. Deci, Duhul tău, mintea ta și de asemenea uh, apostolul Pavel îndeamnă biserica din, din Tesalonic și în întâi Tesalonic, acolo vedem Cuvântul foarte, foarte clar, care în versetul, capitolul 5, versetul 23. Atât de frumos, îmi place cuvântul. Și aici, Dumnezeul păcii, spune Pavel, Bisericii din Salonic, și spune și Bisericii Agape, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Wow! Și Duhul vostru, Sufletul vostru, și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Na, acum aș vrea să înțelegem, pentru că, iubicilor, vreau să vă spun că Sfinciria este mm, un act sacru. N-au zis bine? ce înseamnă act sacru, înseamnă că e de o importanță majoră pentru viața ta și viața mea. Nu putem să trecem așa ușor peste ea. Nu putem, trebuie să o înțelegem. De aceea mi-am propus în dimineața aceasta să mergem chiar mai încet, să mergem cu mare grijă, să putem să învățăm ce înseamnă a te sfinți, a te lăsa sfințit. Să învățăm cum poți, sunt niște principii scripturale, dumnezeiești, pe care trebuie să le folosești. Și farisei și saducheii pun o întrebare Domnului. Care e cea mai importantă lege? Una din principiile și vedem și asta vreau să înțeleg și înțelegem. Și Domnul Iisus ne spune și aici vedem în... În Matei, capitolul, vedem în oh, 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 oh. 22, versetul 37, dă răspuns să iubești, uh, să aducăilor și uh, le dă răspuns și îi spune: Iisus a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Na, răspunsul este foarte clar, la, în general vorbind, dar trebuie aplicat. E un principiu biblic pe care trebuie să-l aplicăm fiecare dintre noi. Atât uh, prima parte, cât și a doua parte, a doua lege, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. E un principiu pe care noi trebuie să-l învățăm, să-l practicăm. Ce înseamnă sfințire? Cum te sfințești? Sfințire înseamnă a te curăți de starea ta. Și această curăcire nu doar de bine depinde, nu doar eu trebuie să o am, ci fiecare dintre noi. Acest mesaj sună pentru fiecare iubitor dintre noi. Această sfințire trebuie aplicată de fiecare dintre noi. De aceea este foarte important să ducem, spune Biblia până la capăt sfințirea noastră. Nu-i destul că ne-a sfințit și ne-a curățit când am primit pe Domnul Isus. Nu-i destul. Unii se mulțumesc cu asta și devin foarte religioși, că a fost sfințit odată. Dar noi trebuie să ne ducem și aici vreau să vedem aceasta pentru că e foarte, foarte important pentru noi să ne ducem până la capăt, sfințirea noastră. 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1. Ne ducem până la capăt, Sfin... da, deci, fiindcă avem astfel de făgăduință prea iubitilor. să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frica lui Dumnezeu. Amin? amin, amin. Wow! Deci nu-i destul că dar ai predat viața Domnului și ai fost sfințit, ai fost curăcit. Și sfincirea aceasta e un proces, cu alte cuvinte, pe care trebuie să-L urmezi tu și eu. Nimeni nu e exclus de aici, nimeni nu poate să zic că eu nu trebuie. Nu, cu toții, dragilor, noi trebuie să ne sfințim, noi trebuie să ne sfințim. Și sfincirea aceasta depinde de tine și de mine. Vedeți, sfințirea nu presupune o perfecțiune cum cred unii creștini. Sfințirea nu te face perfect, o perfecțiune. O, el e perfect, creștin perfect, de aceea mulți oameni așteaptă de la creștini să fie perfect. Dar nu putem fi perfect, pentru că noi sunt două naturi, natura lui Dumnezeu, suntem copii ai lui Dumnezeu, și apoi este natura omenească, firească, oa, care, care se luptă împotriva naturii dumnezești. Cred că fiecare dintre noi suntem martori al acestor lucruri. Să luptă, să luptă, să luptă. Apostolul Pavel, în Filipeni, capitolul 2, versetul 14 până la 16, vorbește despre, despre aceasta. Vedeți că perfecțiunea, nu putem, nu putem să o avem. Așa, faceți toate lucrurile fără cârtire, fără șovăire. Ca să fiți fără prihană și curați copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Strălucim ca niște lumini în lume. De ce? Pentru ce? Pentru că ne păstrăm viața noastră curată pentru Dumnezeu. De aceea tendem în această dimineață să te sfințești înaintea lui Dumnezeu. Vrei răspuns la rugăciunea ta? Vrei răspuns la rugăciunea pentru familie, pentru țară, pentru poporul lui Dumnezeu? Trebuie să se sfințească și în această dimineață suntem aici, suntem aici la dispoziția lui Dumnezeu să ne sfințim aș vrea să nu o luăm ușor, aș vrea să nu fim indiferenți, ci aș vrea să lași pe Duhul lui Dumnezeu să te convingă că ai nevoie să te sfințești, ca să fii pus deoparte. Nu că nu știi prea multe, poate știi foarte multe, dar nu-i destul dacă știi foarte multe și faci foarte puține. Nu-i destul. De aceea nu căuta perfecțiunea în sfințenie, pentru că... Perfecțiunea în sfințenie o are numai Dumnezeu? Amin. Amin. Mai departe. Sfințenia nu este opțională, că vreau să sfânt, sfânt acum și mâine de aici plec și gata. Nu e opțională. Nu este după dorința ta și după dorința mea. Și aici a Pavel vorbește în Evrei 12 cu 14. Tot ceea ce a fi, vreau să punctez în Cuvânt. Tot ceea ce afim, urmați, urmăriți pacea cu toții și sfințiria fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Vrei să-L vezi pe Dumnezeu? Yes. Atunci, urmăriți pacea. Pacea care pace? Care ne-o dă Iisus Hristos. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, noi am primit pace și avem pace cu Dumnezeu. Versetul 15, luați seama. Și aici trebuie fiecare dintre noi. Luați seama, bine, ca nimeni să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstare de vrădăcină, de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Wow! luați seama bine. Acolo nu spune doar luați seama, zice deci luați seama bine. E, și aici depinde de tine și depinde de mine. Și versetul 16, vegheați. Să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca sau care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. E foarte important să vegem unii asupra altora. Nu să ne învinuim, nu să ne condamnăm unii pe alții, ci să vegem, să ne ajutăm cu alte cuvinte unii pe alții ca să avem o lucrare uh, uh, deosebită și Domnul să ne ajute la aceasta, amin. Da, suntem copii ai lui Dumnezeu și asta o recunoaștem cu toții. Și avem biblic, avem toate. Uh, am dobândit Sfințenia. Dar cum am dobândit-o? Am dobândit-o, Biblia spune, prin credință. Am dobândit Sfințenia, fapte 26, versetul 17 și 18. Și aici am dobândit Sfințenia și aici Pavel spune, e vorba despre Pavel care l-a persecutat pe Domnul. Și Domnul Iisus îi spune, te-am din mijlocul neamului acesteia și din, din mijlocul neamurilor la care te trimit. Deci la lege pe Dumnezeu pe Pavel, așa, și vedeți în versetul 8, se spune, ca să le deschizi ochii. Același lucru, Domnul te-a ales pe tine ca să spui celor din jurul tău și să le deschizi ochii să se întoarcă de la întuneric la lumină. Un om care e sfânt, un om are are prioritatea numărul unu să slujească pe Domnul și apoi să slujească semenilor Lui. Trebuie să le deschidem ochii oamenilor din jurul nostru ca să se întoarcă la lumină de sub uh, puterea satanei care blochează pe mulți, sine, la Dumnezeu și să primească prin credință în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Când ești sfințit, ești eliberat de sub puterea satanei. Slăvit să fie numele Domnului. Ești eliberat, de aceea copilul Dumnezeu se bucură de acest har deosebit. Ești eliberat de sub puterea satanei, dar veghează la viața ta. Și avem datoria să veghem la viața fiecare, tu și eu, să veghem asupra vieții noastre. Sfințirea este o lucrare a lui Dumnezeu, dar este o contribuție și a ta. Pentru că Dumnezeu vrea să ne sfințească, Dumnezeu vrea să își facă lucrarea noi, dar cum o face? prin aportul, auziți bine, aportul tău și aportul meu. Vrei, vrei sfințenia? Haleluia, să vi să fie Domnul. Domnul zice, da, acest copil al meu vrea sfințenia. Filipeni, capitolul 2, versetul 12, 13. Afirm toate acestea pentru că e foarte important să învățăm sfințenia. Așadar, preiubiților, ce frumos vorbește Pavel. Bisericii din Filipi și ce frumos vorbește și Biserica Agape. După cum totdeauna ați fost ascultători, zis Biserica Agape, duceți-vă până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Și versetul 13, că Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea lui, voința și înfăptuirea. Vrei să fii sfânt? El îți dă voință ca să fii sfânt. Mulți oameni și mulți creștini n-au voință să fie sfințiți. Păi cum ne sfințește Domnul? Domnul ne curățește prin credință am învățat și apoi învățăm, vom învăța prin Duhul Sfânt, din ne sfințește pe fiecare dintre noi. Nu ne sfințim noi, dar e aportul nostru, e foarte important pentru aportul tău și aportul meu să zic, Doamne, sunt la dispoziția Ta, sfințește-mă, sfințește-mă prin cuvântul Tău, prin cuvântul adevărului, vreau să fiu sfințit, Aleluia! Hmm. Ca să pot să fac voia lui Dumnezeu. Nu poți să faci voia lui Dumnezeu fără a fi sfințit, fără a fi pus deoparte pentru Dumnezeu. n cum! Trebuie să fii curățit de orice întinare a Duhului, Duhul, frate Daniel, și a cărnii, și a sufletului. Așa cum spuneam și spunea Pavel Bisericii din Tesalonic, dar vedem aici în 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1. Haleluia! Avem o făgăduință, avem făgăduințe mărețe de la Dumnezeu. Avem făgăduințe și ne bazăm pe ele. Aceste făgăduințe sunt multe în cuvântul lui Dumnezeu. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea ori, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Domnul. Mm trebuie să contribuția ta, Dumnezeu vrea, dar contribuția Domnului în primul rând, cu ajutorul Domnului și apoi contribuția ta, în frica de Domnul, nu poți de unul singur, că ești prea religios, nu, nu. Iubiților, aici trebuie să învățăm smerenie. Aici trebuie să ne lăsăm conduși de duh de smerenie. Fiecare dintre noi învățăm smerenie. Poate știi multe și foarte bine că știi. Te încurajez să înveți să știi multe. Te încurajez mult. Te încurajez să știu și mi-aduc aminte de oameni, nu, pot, nu, vă spun, de, care știau aproape pe rost toată Biblia. Nu te, nu te rog asta, dar te rog să, să avem un pliant de citirea Bibliei. Bară la ziua respectivă să înveți, să înveți din această, din această citire, din acest prianță, înveți ce ai de, de făcut în ziua respectivă, să înveți cuvântul lui Dumnezeu. Și învățând cuvântul lui Dumnezeu, Domnul va sfinți inima ta, Duhul tău și chiar trupul tău îl va sfinți. Amin? Amin? Bun, mai departe. Adevărata sfințire, Nu auziți Adevărata sfințire pretinde credincioșului să păstreze o comuniune, să păstreze o relație profundă cu Domnul Isus, cu Duhul Sfânt. Na, cum păstrăm relația asta profundă? Și Biblia vorbește, dacă suntem în lumină, 1 Ioan capitolul 1, versetul Versetul 7, dacă suntem în lumină, după cum el este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Isus Hristos ne curățește de orice păcat. Da, e o afirmație foarte clară, foarte pentru unii, mă oare eu fi chiar așa adevărat? Da, este iubicilor, dar trebuie, e condiționată de să umblăm în lumină, după cum el este în lumină. Atunci putem să avem, vorbim de o părtășie intimă, de o părtășie sacră, nu o părtășie doar atunci când avem timp. De aceea vă încurajez în această dimineață, lasă pe Domnul Isus să te sfințească El, lasă Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească, lasă-L pe El, așa. Adevărata sfințire pretinde această părtășie și în Ioan capitolul 15, versetul 4, Acolo, Domnul Iisus face o afirmație: Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum rădița nu poate să aducă rod de la sine dacă nu rămâneți în viță. Tot așa, nici voi nu puteți aduce, aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Iubicilor! Dumnezeu nu pot să aduci jos. Fără contribuția Domnului Isus nu pot să aduci jos. Fără contribuția Duhului Sfânt nu poți să aduci jos. Cât te-ai străduit tu. Dar îndemnul meu în această dimineață este să rămânem în El. Rămâneți în mine. Și eu voi rămâne în voi. Mamă, ce promisiune! Extraordinară! Să știi că Domnul e de partea ta, să știi că Domnul e lângă tine, să știi că Domnul te va ajuta să aduci rod. Hmm. Ah. Cum putem să aducem rod? E o întrebare la care îmi răspund și eu, și trebuie să-ți răspund și tu noi ne bazăm pe credincioșia lui Dumnezeu. Și de la tine putere nu poți aduce jos. Cât ai strădui, nu poți aduce jos, dar știind că Dumnezeul tău și Dumnezeul meu este un Dumnezeu credincios și ne uităm în Efesen capitolul 4 versetul 15 și 16, noi, dacă El este credincios promisiunilor sale, noi și noi la rândul nostru suntem credincioși. Credincios. Și aici cuvântul spune, ci credincios adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul, Hristos. Nu poți să ajungi altfel la Isus. Nu poți, cu toate că pronunțăm numele lui Isus, în multe ocazii. Dar trebuie să fim credincioși, să cere de la noi, de la mine și de la tine, să fim credincioși adevărului, cuvântului sfânt al lui Dumnezeu. Amin? Amin? Sensibil, de a mai departe, sensibil la purtarea de grijă. Și aici e vorba de îngrijorare. Suntem oameni, ne îngrijorăm. Ce vom mânca, cum vom, ce vom bea, cum ne vom îmbrăca. Dar trebuie să fi Știi un lucru, că Dumnezeu este credincios, dacă, dacă ne uităm în Matei, capitolul 6, acolo avem de vă, uh, și vedem îngrijorările și Domnul ne îndeamnă să nu ne îngrijorăm. El e credincios și ne promite că El ne va purta de grijă. Amin. Cred că niciodată și nici unul din voi nu poate să spună că uh, Domn am dus lipsă pentru că Domnul nu mi-a purtat de grijă, ci Domnul iubiților, este credincios. Dar eu și tu, la rândul meu. Eu trebuie să să mă las sfințit de, de Dumnezeu, să mă las sfințit de Domnul. Sfințirea este o, un proces care durează, durează toată viața. Acest proces trebuie să-l urmezi, dacă astăzi e sus și mâine jos și nu continui să crești în sfințirea ta, acest proces să vă oprești și apoi te uh, vei cădea. Și vei zice, dar de ce n-a avut Domnul milă de mine? A avut milă Domnul de tine. Dar, iubicilor contribuie și viața ta de rugăciune și viața mea de rugăciune. Și această sfințire este și prin viața ta de rugăciune și viața mea de rugăciune. Și Domnul să lucreze ca viața ta de rugăciune. Vedeți? Avem marcea întâlnire în locul acesta. Și avem Așa ne, ne place când putem să, să stăm în prezența Domnului. Stăm duminica în prezența Domnului și e bine ca biserică, dar stăm marțea și îl căutăm pe Domnul pentru că. Aș, prin asta e un act al sfințirii, mă sfințez, mă pun deoparte ca Domnul să mă folosească, ca Domnul să-mi dea cuvânt și Duhul Sfânt de multe ori ne dă cuvânt și la sfârșitul întâlnirii avem cuvinte de îmbărbătare, de încurajare de la Duhul Sfânt. De aceea viața de rugăciune nu este o viață formală, nu e o viață doar la întâmplare, nu e o viață doar atunci când am nevoie, atunci mă rog. Și viața de rugăciune este o comuniune cu Dumnezeu, o comuniune cu Isus. Îi Ii spui Domnului Isus, de aceea în această dimineață te îndemn, dragilor, tre vă îndemn pe toți. Această viață de rugăciune. Vedeți, Sfințenia te ajută să te eliberezi de starea ta de păcat. Te ajută. Dar nu te, vedeți mulți oameni și m-am rugat pentru mulți oameni care au fost eliberați. Și a durat două, trei săptămâni, o lună, două și după două, iar din nou au căzut. De ce? Pentru că nu au vegheat. De aceea, în Roman, capitolul 8, versetul 12 și 13, vreau să vedem aici. Pentru că Duhul Sfânt te va ajuta de multe ori. Nu, nu este un om care să te ajute. Așadar, fraților. Noi nu mai datorăm nimic firii pământești, wow, ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi, ne oprim aici puțin. Nu ai o condiție aici și asta depinde de tine și de mine. Dragilor, nu, nu, Domnul Iisus face totul. De multe ori blamăm pe Domnul, de multe ori blamăm pe Dumnezeu, de multe ori blamăm pe, pe Duhul Sfânt. Dar acolo spune, dacă trăiți, e condiționat, dacă trăiți după îndemnurile ei a firii pământești, ce se întâmplă? Veți muri. Aviz. Aviz. Nu-i condamnare, este aviz pentru fiecare dintre noi. Dacă prin Duhul, face să moare faptele trupului. Și aici un demn pentru cei care ne luptăm împotriva firii pământești, de multe ori ne luptăm, iuțima vine la mine, de multe ori și vreau să acționez în, în iuțime. Și Duhul Sfânt spune, Daniel, tu trebuie să fii blând. Wow! Dar aici trebuie să vegem la acțiunea Duhului Sfânt. Poate vine să spui cuvinte de jignire sau cuvinte de amenințare sau cuvinte urâte și imediat vine Duhul Sfânt și te atinge și îi spune, oprește-te. Ja. Dacă, și aici, prin Duhul, face să moară faptele trupului. Am fost răcfinit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește mine. Și viața care o trăiesc acum, în trup, o trăiesc în nădejdea, în nădejdea că El este cu mine, că El este de partea mea, că eu am răstignit firia, firea pământească, o răstignesc firea pământească. Da, suntem chemați să răstrim, pentru ca să fim, ca să ne sfințim, trebuie și să ne curățim, trebuie să răstignim această fire pământească. Și ultimul lucru care vreau este sfințirea care aduce spălare și aduce un legământ nou. Suntem în fața cinei Domnului și dacă ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 23-26, Pavel face o remarcă. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea asta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Amin. De aceea, în această dimineață, vreau să, vreau să proclam, vreau să proclam peste voi, peste ființele voastre, vreau să proclam și proclam sfințenie peste viața voastră. Proclam curăție de orice plat, pata a păcatului, peste voi, peste familiile voastre, peste proclam, peste trupul lui Hristos din orașul acesta, din țara aceasta, proclam aceasta în numele Domnului Isus Hristos. De aceea, cere liberare de sub puterea întunericului, cere liberare de sub puterea întunericului, peste orice influență diabolică, orice influență păcătoasă, orice influență care nu-l glorifică pe Dumnezeu. cele librare? Și decretez, decretez în dimineața aceasta. Poate vezi zice, prea îndrăznesc, frate Daniel. Nu, ce decretez în această dimineață? Hmm. Sfințenie. Decretez sfințenie peste fiecare dintre voi. Vezi sfințenie și apropiere mai mult de Dumnezeu. Nu poți să stai aproape de Dumnezeu fără a fi sfânt. N-ai cum! Dacă ne uităm și cu asta vreau să închei, în Leveticul, capitolul 19, vreau să, vreau să, vă... Pentru că Dumnezeu a vorbit. Leveticul, capitolul 19, versetul 1 și 2, aici spune Domnul a vorbit lui Moise și a zis Vorbește întregii adunări a copiilor lui Isare și spune Fiți sfinți, că eu sunt sfânt, eu, Domnul, Dumnezeul vostru. Și în capitolul 20, versetul 7 și 8. Așa. Dumnezeu a vorbit lui Moise, a vorbit lui Josua, a vorbit lui Isaia, a vorbit lui Ieremia, a vorbit lui oamenii lui Dumnezeu lui Daniel. A vorbit ca să se adreseze poporul lui Dumnezeu, să se sfințească. De aceea, în această dimineață, același cuvânt îl spune Duhul Domnului. Voi să vă sfințiți și să fiți sfinți, că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Și versetul 8, să păziți legile mele și să le împliniți. Eu sunt Domnul care vă sfințesc. Auziți? Eu sunt Domnul care vă sfințesc. De aceea proclam, proclam sfinții, ne ridicăm mâna spre Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare.